Bun găsit, domnilor și domnilor, la Agricultura cu un milion de fețe. Astăzi avem de toate pentru dumneavoastră. Și peste porcină, din nou în România, și irigații pe 1,4 milioane de hectare, după declarațiile autorităților, și ieftinirea gazelor naturale cu câteva procente, după cum promit cei care reglementează domeniul, și monitorul carburanților, cel care vă permite să cumpărați benzină sau motorină sau GPL de unde e mai ieftin, că avem o aplicație pe telefon, putem să o instalăm cu toții. Dar de astăzi avem și colectare Selectivă obligatorie a gunoailor. Știați de lucrul acesta? Eu recunosc, nu-l știam, pentru că la noi domeniul informării suferă. Dar de asta suntem obligați să punem plasticul la plastic, fierul la fier, met sticla la sticlă, că dacă nu punem, luăm primarilor. Aveți oare tomberoane pentru toate acestea? garantez că nu. Haideți să începem. A, și mai e o invitație în curând la Buzău, ediția a doua a Festivalului Tomatelor și Biodiversității. Nu putem să lipsim de acolo. Așadar, să începem. În comuna Lungulețu din județul Dâmbovița e E o tradiție să pui varză și apoi să pui cartofi. Da, știm cu toții ce înseamnă lungulețul în peisajul agricol român. Numai că cei din lungulețul, oameni gospodari care uh, folosesc fiecare bucățică de pământ, uh, au constatat că au o problemă. Pentru că ei folosesc atât de bine pământul că acolo unde nu încape să pui un cartof sau o varză, fac un coteț de păsări sau pentru porci. Și între timp, în comuna Lungulețu a apărut pesta porcină africană. Eu bănuiesc că o fi fost ceva în aer, pentru că până acum nu erau semne deloc în zona, că se întâmplă. Dar, uite, așa, în comuna Dâmbovița din Lungulețu a fost constatată uh, prezența focarelor de peste porcină africană. Acum, oamenii nu o să rămână păgubași, pe pentru că, despre gubirile plătite de la bugetul de stat, credeți-mă, eu spun că sunt generoase. 10 lei kilogramul de porc în viu. Dacă dumneavoastră credeți că puteți să vindeți mai bine porcul în viu, mai ales la vremea asta sau chiar spre Crăciun puteți să-mi demonstrați că mă înșel. Dar despăgubirile sunt 10 lei pe kilogramul de carcasă de porc. Da? A avut porc 100 de kilograme, luați 1000 de lei din partea statului. În mod normal, cam ăsta era un preț mare bun, un preț foarte bun în perioada sărbătorilor de iarnă. Așa că oamenii din Comuna Lungulețu sunt nevoiți să renunțe la porci pentru că a apărut uh, pesta porcina africană. Zonă de protecție, zonă de carantină, evident știm ce se întâmplă în cazul acestui tip de epidemie. Mă, mă și surprinde că e atâta revigorare pentru că în ultimele comunicate de la ANSVSA se vorbea de împuținarea focarelor. Și da, mă uitam și eu la harta aceea plină de punctulețe roșii la un moment dat, care au focarele de peste porcine africane. Dacă fiecare beculeț ar fi, punctuleț ar fi fost un bec roșu, ar fi luminat foarte frumos. Între timp s-au stins. Da? Din peste o mie mai rămăseseră puține, câteva sute, dar puține. Ei bine, Comuna Lungulețu s-a aprins din nou. Dar nu e tot, da? județul Dâmbovița e în apropiere de Teleorman. Nu e departe Teleormanul, da? Pietroșaniu e o localitate din județul Teleorman, unde de asemenea există peste porcina africană și acolo trebuie omorâți 600 de porci. E o obligație, pentru că n-ai <coughs> ce să le faci nu poți să-i exporți, nu poți să-i vindeci, că nu există vaccin. Ce să faci? Să le plângi de milă? 600 de porci sunt omorâți în comuna uh, teleormoneană Pietroșani. Uh, de asemenea, vor fi neutralizați. Nu mai știu în ultima vreme cum se face neutralizarea. Era frumos să fie îngropați la adâncime, să fie var sau să fie incinerați. Uh, sper să nu se întâmple așa cum a fost atunci pe grabă în județul Tulcea când porcii erau îngropați în digul de pământ, da? care trebuia să protejeze uh, o anumită zonă de revărsare a Dunării. Da? Și cum a venit apa și a spălat pământul, ieșeau porcii la suprafață. Sperăm că de această dată lucrurile vor fi făcute după toate normele sanitar-veterinare. Uh, și cei din Pietroșani, supărați evident că le pleacă 600 de porci din comunitate, uh, au totuși o vagă, o stoire și ei vor primi 10 lei pe kilogram. Acum, banii vin de la bugetul de stat să fie primiți, dar mai bine era dacă nu era peste porcina africană. Iar ăsta e motivul pentru care Comisia Europeană nu acceptă să reducă condițiile impuse exporturilor de carne de porc din România. Da, sunt restricții, de fapt despre ce exporturi vorbim când România e plină de peste porcină africană, de PPA și atunci, dintr-o țară care are astfel de probleme, nu poți să vinzi absolut mic la export. Teoretic, din zonele de focar n-ar trebui nici să circule carnea, dar știți cum e românul. He, a murit porcul vecinului, nicio problemă, mai eu e sănătos, încă se mișcă bine, ia să-l vând eu repede, trei comune mai încolo, îl tăiem, punem carnea în mașină, poate nu ne prinde poliția sau poate ne cunoaștem cu cineva de la forțele de ordine și ne lasă să trecem. Da, și uite așa apar din nou focare de PPA în România. Comisia Europeană se arată absolut inflexibilă în ciuda uh, tuturor declarațiilor și a dorințelor crescătorilor de porci din România, în ciuda uh, programului guvernamental de sprijin a crescătorilor de suine, da, a maternităților de scroafe, sunt mai multe programe în acest domeniu. Nu, nu vom putea vinde nimic peste hot tare pentru că noi nu am reușit să scăpăm de pesta porcină africană. În condițiile în care China de exemplu, da, cel mai mare crescător de porci din lume, dar și cel mai mare consumator de carne de porc ar fi fost dispus să cumpere cantități industriale, inclusiv din România, că de aceea chinezii, oameni cu simțul viitorului și-au întins afacerile și-au cumpărat ferme, nu neapărat de porci, tot felul de ferme, inclusiv vegetale peste tot în lume. De exemplu, mă uitam pe un articol apărut în uh, presa din Marea Britanie ieri, da? Se vorbea de agricultura africană și începea așa articolul. Dacă vă gândiți la agricultura africană ca la un uh, bărbat în putere, dar destul de slab, abia ținându-se pe picioare cu săpăliga și măgarul, încercând să obțină cele necesare traiului de zi cu zi, vă înșelați. Acele vremuri în agricultura africană s-au dus pentru că între timp China și țările din zona Golfului au cumpărat suprafețe imense de, de pământ în Africa. Și acum acolo se face o agricultură intensivă cât se poate de modernă. Un exemplu, da, îl avem și noi, insula Marea. <coughs> Iertați-mă, aerul condiționat combinat cu în canicula de afară, fie o fire mai sensibilă și debilă, uite că am de suferit. Da? Sper să nu fie vreo boală. Uh, spuneam că cei din lumea arabă, da? Fondul Aldara a cumpărat afacerea din insula Marea Brăilei. Ăsta e viitorul agriculturii. Nu ai în țară la tine sau vrei să-ți păstrezi terenurile, cumperi afaceri în alte părți, da? Așa s-a ajuns, de exemplu, China cu promisiuni de investiții, cu ajutor cu influențe politice, au cumpărat o groază de lucruri în această parte a lumii. Și nu numai. În America de Sud au cumpărat, în America de Nord au cumpărat, e adevărat, în ultima vreme mai puțin, pentru că în America de Nord e un lider politic foarte restrictiv în ceea ce privește proprietatea americană. și a hotărât că americanii nu trebuie să mai vândă și să producă în țara lor. Un naționalism exacerbat, dar. De bun augur, pentru că economia americană crește, e foarte sănătoasă. Iar chinezii, care profită de orice ocazie pentru că au strâns foarte mulți bani, sunt câteva state în lumea asta, da, care uh, sunt la cumpărături de ceva vreme pentru că au strâns bani. Lumea arabă, de exemplu, din vânzările de petrol, China pentru că a fost fabrica lumii, atâția ani, zeci de ani, da, a fost manufactura lumii. Și acum lucrurile se schimbă. În China a început să devină scump să produci, petrolul nu se mai vinde foarte bine, și atunci ce faci cu banii ca să poți trăi și în viitor? Îi investești și investești în agricultură, în pământ. Asta e cea mai bună afacere. Uite așa de exemplu, uh, chinezii au investit în porturi europene da, ca să-și asigure intrarea navelor lor cu mărfuri, au investit în agricultura din Africa și din America de Sud, au investit în proprietăți imobiliare imense în Statele Unite, uh, au cumpărat... Afaceri la cheie în Europa, inclusiv din domeniul tehnologiei, de Germania a trebuit să se gândească la o lege foarte restrictivă în privința domeniilor cheie pentru dezvoltarea țării. La noi, deocamdată, cumpărările sunt relativ mici. Aș spune chiar timidă, dacă mă iau după datele Ministerului Agriculturii, pământul românesc în cea mai mare parte e în posesia proprietarilor cunoscuți a fi din România. Nu știu dacă toți sunt cetățeni sau firme din România, dar ei sunt din România. Așa că, din punctul ăsta de vedere, nu ne facem... Probleme. Vă vorbeam de posibilitățile de, de a vinde foarte mult în China. Eh, nu putem să vindem pentru că noi suntem o țară supusă embargoului în privința vânzării de carne de porc, că asta ne privește. Vă vorbeam în începutul, la începutul emisiunii despre uh, o nouă competiție. Nu merge cu zootehnia sau, mă rog, nu merge cu creșterea porcilor, că uite, avem beleaua asta încă. Hai să încercăm cu vegetalul. În sectorul vegetal, în ceea ce privește cultura mare, încă e bine. La nivel național ar fi vreo 50-55.000 de, de hectare afectate, ba de inundații, ba de băltiri, ba de secetă. Încă nu pare foarte mult, e adevărat, dacă te nimerești cu pământurile între cei care însumează 50.000 de hectare distruse sau afectate, sigur că îți pare foarte rău. La nivel național încă se anunță un an agricol bun. 50.000 de hectare să fie iertat, nu vreau să fiu cinic, dar încă nu contează foarte mult în globalul uh, agriculturii românești. Dar la cultura mare stăm relativ bine. Uh, la culturile mici stăm extraordinar piețele, de exemplu, sunt pline de pepe românești. N-am cumpărat încă, o să cumpăr zilele acestea, pentru că întâi am citit etichetele. Știți că pepenii românești au o etichetă uneori mai mare decât pepenele. De unde vine, cine l-a cultivat, când a fost pusă sămânța sub folie, cu ce fel de apă l-a udat, cu ce mașină l-a transportat, cât a stat la soare, pe ce parte, da? Sunt niște, etichete foarte explicative pe fiecare pepene. Că acum, când te duci, nu mai e roși să staie pepenele, să-i facă un cep ca să-l guști, în primul rând, trebuie să aibă etichetă. Până ai terminat tu de citit eticheta, e un lucru bun, nu contează lucrul ăsta. Dar până termin tu de citit eticheta, dacă ești așa mai scrupulos, s-a vândut penul respectiv. E altul, tot așa, să vezi dacă asta suficient la soare se vinde și ăla. Dar, mă rog, eu zic să mergeți pe încredere, pepene românești sunt foarte buni, chiar dacă, spre nedumerirea mea, nu mai sunt la fel de dulci ca odinioar. Nu știu, Or fi din cauza semințelor o fi din cauza apei, o fi din cauza grabei, de a-i culege mai repede, nu-mi dau seama, dar parcă atunci când eram eu copil, lucrurile erau mai dulci. Bun, deci cu pepenii stăm bine. Cu usturoiul, cu 3000 de euro pentru suprafața cultivată, stăm foarte bine. Cu roșiile, Pa, cu roșile suntem în al șaptelea cer. Sunt zeci de mii de beneficiari în țara asta care cultivă uh, tomate în spații protejate, dar nu aia sunt baza. Baza sunt cei care cultivă roșii în câmp sau în grădină, da? Sunt atâtea mii de soiuri de roșii, nici nu v-ați închipuit, nu-i așa, încât pentru a ne lămuri, v-aș propune ca la sfârșitul acestei luni, uh, sâmbătă, 27 iulie, să ne vedem la buzău. Nu știu cât o să puteți să ajungeți, dar sigur vor veni destui, pentru că e a doua ediție a Festivalului Internațional al Tomatelor și Biodiversității. La Buzău e academicianul, preotul, cercetătorul Costel Vânătoru. El e unul din inițiatorii și cei care pun cel mai mult suflet în, în organizarea acestui uh, festival, da, sunt mii de soiuri. Când am spus internațional, pentru că până la această oră deja s-au înscris producători din Ungaria, Franța și Republica Moldova. Iar național deja Sibiu, Alba, Iulia și Izbiceni. Sigur o să vină și cei de la Matca. O să vină uh, foarte mulți gospodari care au uh, un soi mai deosebit de roșii pe acasă. Iar uh, astfel de festivaluri, dincolo de plăcerea oamenilor de a, și, de a merge și de a vedea că există roșii cu cu forme mai ciudate, că există roșii mov, că există roșii negre, că există roșii dulci, că există roșii sărate, sunt tot felul dar da, între atâtea mii nu poți să nu găsești și ceea ce ai vrea tu. Uh, mai e un mare avantaj. Faptul că se adună la un loc cei care mai păstrează zestrea genetică în acest domeniu, permite ducerea mai departe a tuturor soiurilor. Pentru că la Festivalul de la Buzău se face schimb de semințe, iar cei de la stațiunea de cercetare de la Mărăcineni au grijă să pună deoparte ceea ce nu au deocamdată. Dacă e vreun soi pe care nu-l au, nu l-au văzut, nu-l știu imediat producătorul respectiv e înconjurat de cei de la stațiune cu blândețe, evident, nu vroiam să spun altceva, și este convins că semințele acelea trebuie păstrate în banca de semințe de la Buzău. Bancă care nu e așa, nu e o bancă din Parcul Central, dar în Parcul Central va fi banca de gene. Dacă tot vorbeam de... Ne trecusem la cultură, la încâmp, da... Ce avem nevoie în această perioadă? Avem nevoie de apă. Dacă n-a venit potopul peste noi, dacă n-a plouat într-o zi cât într-o lună altă dată, înseamnă că e secetă. E atâta uscăciune în câmp, a... asta prinde bine la recoltat. Cine are orz, orzoi, că uite și grâu stă pe cale să fie secerat, da, e bine. Dar dacă mai ai alte culturi care au nevoie de apă, ce faci? Nu mai merge să te duci cu găleata, nu mai ține, da, să cari cu sacaua apă. Ai nevoie de irigații. Iar ministrul Petre Daia spune că la ora actuală România își permite să erige 1,4 milioane de hectare din 2 milioane cât a fost promis, da? 56 de stații de irrigat, lucrări începute în ultimii 3 ani, sunt gata în proporție de 70%, spune ministrul, care săptămâna trecută, din câte mi-amintesc eu, au fost la două obiective de acestea, de stații de pompare, da? Rămâne să vedem, în final, da? cum o să fie gata canalul de irigații Siret-Bărăgan cel mare, că tot felul de sisteme din astea mici, sigur, sunt foarte bune. Ele, dar sunt punctuale, da? Unul poate să spun să fie la Amzacea, unul poate să fie la Ostrov, un alt sistem poate să fie la Putineiu sau în altă parte. Dar un canal magistral, cum e Siret Bărăgan, va permite irigarea sute de mii de hectare într-o singură zonă. Pe asta l-așteptăm gata, deocamdată știu că intră în execuție prima fază, mai puțin kilometri, da să ne rugăm ca guvernul să găsească în bugetele viitoare sau guvernele să găsească în bugetele viitoare banii în așa fel încât canalul Sirete Bărăgan să fie făcut în totalitate. Astfel de proiecte, stațiile de irigat, învățământul agricol, programele de susținere în domeniul zootehnic, da, dezvoltarea cercetării, sunt parte a strategiei Ministerului Agriculturii de întinerire a acestui domeniu. E vorba și de forța de muncă, da, că avem nevoie și de așa ceva, e vorba și de întinerirea parcului de utilaje, de păstrarea pământului, de trecerea spre o agricultură mai ecologică. Toate acestea sunt o gură de oxigen, o gură de aer care să ducă la întinerire. Avem un material pregătit și realizat de colegii din redacția AgroTV. Haideți să vedem pentru un minut și puțin despre ce e vorba și ne întoarcem în emisiune. Pentru asigurarea finanțării liceelor tehnologice cu profil preponderant agricol, se au în vedere următoarele. Un număr de 58 de licee cu profil agricol, cuprinse în lista aprobată prin Ordin al Ministrului Educației și al Ministrului Agriculturii, care au avut tradiție în formarea profesională a tinerilor din agricultură, fiind consacrate acestui domeniu, trebuie să redevină licee cu activitate reorientată spre agricultură și spre ramurile conexe acesteia. Dezvoltarea învățământului profesional și liceal agricol. Reîntinerirea forței de muncă din agricultură, crearea condițiilor optime pentru pregătirea profesională a elevilor, raportată la noile tehnologii din agricultură, creșterea numărului de elevi din clasa A8 A 8, care optează pentru învățământul liceal agricol. Finanțarea se realizează pe baza unui program anual de investiții specifice activității de învățământ. Primul program de finanțare se elaborează pentru anul 2019 și va fi transmis spre verificare și aprobare Ministerului Agriculturii până cel târziu, la data de 31 august. Sumele necesare implementării programului se centralizează și se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Bun, am vorbit de învățământul agricol, am vorbit de banii mulți care ar urma să fie alocați. Bine, n-am vorbit eu, eu m-am uitat ca și dumneavoastră la acel material. Da, pentru a avea învățământ agricol de calitate, trebuie să ai așa, o bază materială, bun, liceele în sine există, unele mai părăginite, dar nicio problemă că se rezolvă acest lucru. O dotare pe măsură, inclusiv utilaje agricole, liceele trebuie să aibă și pământ, nu să pățești ca în alte părți, dar învățăm de agricultura bio și copiii ăia n-au văzut o plantă în sistem de cultură bio până în clasa 11, -a. dar în primul rând, bun, mai avem nevoie de profesori buni și există, da? Ce mai avem nevoie? În primul rând de copii, da? Să ai nevoie de elevi să intre în liceele agricole. Acum copii s-or mai găsi, mai puțini în România e adevărat, dar ai nevoie de copii. Uh, liceele agricole nu mai sunt uh, la coadă, cum se știa odată. Liceele agricole și școlile profesionale din domeniul agricol sunt cele care îți asigură o calificare și un loc de muncă. E foarte important pentru că eu personal cred, bazându-mă pe ceea ce am văzut, pe lipsa acută de forță de muncă, pe lipsa de specialiști, lipsa groaznică de specialiști în agricultură, că mulți ani de azi înainte va fi nevoie în fiecare an de sute și sute, dacă nu mii și mii de oameni. Și asta numai în agricultura românească. Să știți că te poți angaja oriunde în Europa că e la fel de mare nevoia. Bun, ai nevoie de copii. Acum copiii când ajung la liceu trebuie să știe așa măcar să socotească, să se semneze corect și să citească cursiv, dacă se poate să și înțeleagă ceea ce au citit, e extraordinar. Să nu fie așa numiți analfabeți funcționali. Adică ei pot citi, dar nu înțeleg, nu judecă. De aceea, în fiecare an, în perioada bacalaureatului, apar în toată presa așa numitele perle, da? ziceri, scrieri ale celor care au terminat 12 clase, și unele te dau pe spate de râs, dar de fapt n-ar trebui să râdem de ele. Ar trebui să privim cu groază nivelul scăzut de interes al unora, și la fel de scăzut nivelul de pregătire la care au ajuns după 12 ani. Uh, și asta se datorează uh, lipsei de implicare uneori a cadrelor didactice, neatractivității unor materii sau a manualelor dar și a lipsei de interes a elevilor. Iar un parlamentar s-a gândit să-i facă pe elevi mai interesați să meargă la școală. Până acum, dacă mergeați la școală, în unele cazuri primeai, de exemplu, o masă caldă, programul Școală după școală, da? Acel after-school. O să vorbim imediat despre extinderea acestuia. Dar ce mai primeai? Primeai manuale, primeai castane de la colegi, primeai note în catalog pe care nu știai cum să le ascunzi de părinți. De azi înainte, dacă se aprobă această propunere legislativă a unui deputat, nici nu mai contează de unde e, elevii vor primi 10 lei pe zi dacă merg la școală. Domnule, eu o metodă, dacă nu ține cu coerciția, încerci să-i convingi financiar. Deci hai să vedem, într-o lună de, sunt minim 20 de zile de școală, da? Ori 10 ai 200 de lei garantat dacă ai mers la școală. 10 luni pe an înseamnă 2000 de lei. Dacă ai doi copii la școală, Păi nici nu te mai interesează alocația, ai putea să trăiești numai din banii ăștia. Că sunt unii care din nefericire fac lucrul ăsta, da? Copiii sunt sursă de venit. Greșit, foarte greșit. Dar există această propunere uh, parlamentară ca elevii care merg la școală și nu lipsesc, dar asta e important că nu trebuie doar să te duci la școală, ci să fii prezent la ore. Pentru fiecare zi de prezență vor primi 10 lei. Mai sunt multe alte propuneri în acel proiect legislativ. Impozit zero pentru veniturile mai mici de 2000 de lei obținute de familiile copii. Deci, o familie cu mai mulți copii nevoiașe nu are mai mult de 2000 de lei pe lună, impozit zero. Foarte bine să fie. Impozit zero pentru veniturile medicilor de familie. Mm. Nu știu, e foarte bine, pentru că sunt categorii care sunt impozitate la o cotă redusă sau chiar deloc, și atunci e bine să fie pentru toată lumea. Bun, v-am spus, proiectul Școală după școală urmează să fie extins, tocmai pentru a aduce copiii la școală. Nu pot să nu vă vorbesc în încheierea acestei uh, emisiuni despre. Mai avem un minut și jumătate despre monitorul prețurilor, da? Monitorul prețurilor la carburanți. Astăzi a fost lansat, e o inițiativă a Consiliului Concurenței. Consiliul Concurenței o instituție care verifică ca nouă să ne fie bine, să nu se înțeleagă comercianții și producătorii între ei și să crească prețurile. De astăzi. Cine are conexiune la internet și cine nu are așa ceva sau un telefon poate să-și instaleze o aplicație numită Monitorul Prețurilor. Uh, îl găsiți pe portalul Consiliului Concurenței, monitorulprețurilor.info, da, vreți dumneavoastră. Ce găsiți acolo? Pe, după ce puneți locația activă pe telefonul dumneavoastră, în jur, pe o rază de 2 km, de 4, de 10, sau dacă plecați în concediu și vreți să vedeți cât costă carburanții pe drum, puteți să vă calculați de unde faceți plinul ca să vă fie mai bine. Deci monitorul prețurilor vă arată cât costă benzina, motorina și GPL-ul la stațiile, toate de alimentare din jurul dumneavoastră. Nu contează că e mică, că e mare. Toate sunt înscrise în monitorul prețurilor. Atenție, însă, să nu vă duceți la o benzinărie unde benzina, de exemplu, e 5,65 față de 5,75 lângă dumneavoastră, da, să consumați mai mult pe drum. Deci, monitorul prețurilor e valabil de astăzi. La carburanți urmează și cel de, al alimentelor. De astăzi s-au ieftinit gazele naturale, avem promisiunea celor de la Agenția Națională de Reglementare în domeniul energiei, da? S-au gazele naturale. Cei care n-aveți, așteptați că o să vină. O să vă spun mai multe mâine despre problema colectării selective. A intrat de astăzi în vigoare din ce am vorbit cu unii, cu alții, cu primari, cu asociații. Mulți nici nu știau, alții știau, dar n-au făcut nimica. În orice caz, în majoritatea comunelor din România, da, nu există nici bani de salarii la primării, dar niște bani de pubele pentru colectare selectivă. Iar oamenii, dacă o să primească trei rânduri de saj de trei culori diferite, oare chiar o să colecteze... A, mă rog, selectiv, să vedem. Vorbim și mâine. O seară bună tuturor! La par. Cea mai importantă federație a fermierilor români susține Agricultura cu un milion de fețe.